Dumnezeu ne-a dat porunci foarte drepte. În locul marilor bunătăți pe care ni le dă, trebuie să dăm celor nevoiași după putere chiar neînsemnate bunătăți. Nu poți trăi în feciorie, însoară-te și fii cast căsătorit. Nu poți trăi în bogăție, dă săracilor din averile tale, nu suferi povara bogăției. Împarte cu Hristos averile tale. Nu vrei să-i dai lui toate averile tale? Dă-i jumătate, dă-i a treia parte. Hristos este fratele tău și împreună moștenitor. Fă-l și aici pe pământ împreună moștenitor. Tot ce-i dai lui, ție-ți dai. Nu auzi ce spune profetul Isaia? Nu trece cu vederea pe cei din seminția ta. Dacă nu trebuie să treci cu vederea pe rudele tale, cu atât mai mult pe stăpân, care, în afară că ții stăpân, mai are cu tine și dreptul de înrudire și încă alte drepturi cu mult mai mari. Te-a făcut chiar părtaș la cele ale lui fără să ia ceva de la tine. El a fost acela care a pus început acestei nespuse binefaceri. N-ar fi oare cea mai mare nechipzuință să nu fii iubitor de oameni când ai primit atâtea daruri, să nu răspunzi cu răsplătiri pentru harul primit, să nu dai cât de cât în locul unor bunătăți mai mari? Hristos te-a făcut moștenitor al cerurilor, tu însă nu-i dai în schimb nici bunătățile de pe pământ. Hristos s-a împăcat cu tine, deși n-ai făcut nicio faptă bună, ba încă îi mai erai și dușman. Tu însă nu-l răsplătești, deși ți-i prieten și binefăcător, deși ar trebui să-i mulțumești, chiar numai că îți îngăduie să-i dai ceva, fără să mai socotim împărăția cerurilor și toate celelalte bunătăți. Când slugile invită la o masă dată de ei pe stăpânii lor, nu socotesc că fac o favoare stăpânilor lor, ci că o primesc. Între noi și Hristos însă lucrurile stau cu totul altfel. N-a chemat la masă mai întâi sluga pe stăpân, ci stăpânul a chemat mai întâi la masa lui sluga. Tu însă nu-l chem la masă nici după ce te-a chemat el. El cel dintâi te-a adus sub acoperișul lui. Tu însă nu-l aduci sub acoperișul tău nici după ce te-a adus el. Gol fiind, te-a îmbrăcat. Tu însă nici după aceasta nu-l găzduiești când e străin. El cel dintâi te-a adăpat din potirul lui. Tu însă nu-i dai în schimb nici puțină apă rece. Te-a adăpat cu Duhul Sfânt. Tu însă nu-i mângâi nici setea trupului. Te-a adăpat cu Duhul când erai vrednic de osândă. Tu însă îl treci cu vederea când este însetat, cu toate că milostenia ta o faci din cele ale lui. Nu-mi socotești mare lucru în mâinile tale potirul din care Hristos are să bea și are să-l ducă la gură? Nu vezi că numai preotului îi este îngăduit să ducă la gura altora potirul cu sângele Domnului? Dar eu, spune Domnul, nu țin seama de asta. Îmi întinzi tu, preote, potirul, îl primesc. Mi-l întinzi tu, mireanule, nu te refuz. Nu întreb cine mi-l întinde. Nu cer sânge, ci apă rece. Gândește-te cui dai de băut și cutremură-te. Gândește-te că tu ajungi preot al lui Hristos, dând cu mâna ta nu trup, ci pâine, nu sânge, ci un pahar cu apă rece. Hristos te-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Te-a îmbrăcat El cu mâinile Lui. Îmbracă-L și tu pe El cu mâinile slugii tale. Te-a făcut slăvit în ceruri, scapă-L și tu de frig, de goliciune, de rușine. Te-a făcut să locuiești cu îngerii, dă-i și tu atât loc de găzduire în casa ta, cât loc dai slugii tale. Nu mă îngrețoșez, îți spune Hristos, de o astfel de găzduire, deși eu ți-am deschis tot cerul. Te-am scos din cea mai cumplită temniță. Nu-ți cer asta, nici nu-ți spun, scoate-mă și tu. Dar mi-e destulă mângâiere numai dacă vii să mă vezi când sunt întemnițat. Te-am înviat când erai mort. Nu-ți cer asta, dar îți spun, cercetează-mă când sunt bolnav. De câte iaduri nu suntem vrednici când Hristos ne dă daruri atât de mari și ne cere lucruri atât de ușoare, dar noi nici pe acestea nu îi le dăm.
Pe bună dreptate, deci, mergem în focul pregătit diavolului și îngerilor lui, că suntem mai nesimțitori decât pietrele. Spune-mi, cât de mare ne poate fi nesimțirea noastră, când după ce am primit atâtea daruri, când știm că vom primi atâtea daruri, mai suntem robii averilor de care tot ne vom despărți după puțină vreme, fără voia noastră. Alții și-au dat viața și și-au vărsat sângele, dar tu nici pe cele de prisos nu le dai pentru ceruri, pentru cununi atât de mari. Ce iertare meriți, ce cuvânt de apărare când arunci cu plăcere sămânța în pământ, când dai cu dobândă oamenilor banii tăi, fără să te sinchisești de ceva, dar ești crud și neomenos atunci când e vorba, ca prin cei nevoiași, să hrănești pe stăpân? Gândindu-ne, deci, la toate acestea și socotind cele ce am primit, cele ce vom primi și cele ce ni se cer, să arătăm toată râvna în cele duhovnicești, să ajungem odată blânzi și iubitori de oameni, ca să nu atragem asupra noastră o sânda cea cumplită. Ce nu ne poate osândi? Totul, că ne bucurăm de atât de mari și atât de felurite daruri, că nu ni se cere mare lucru, că ni se cere să dăm acele lucruri pe care le vom lăsa aici pe pământ fără voia noastră, că suntem foarte ambițioși când e vorba de treburile acestei lumi. Fiecare din acestea, chiar numai una, este în stare să ne osândească. Dar când se îngrămădesc toate la un loc, ce nădejde de mântuire mai putem avea? Ca să scăpăm dar de toată această osândă, să fim darnici cu cei săraci. Așa ne vom bucura și de bunătățile de aici și de toate cele de dincolo, pe care facă Dumnezeu ca noi toți să le dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin.